În anul 2018, an centenar, în Vrancea au fost o serie de manifestări și evenimente care probabil vor rămâne în memoria colectivă mult timp. În sfârșit, Focșanul are un bazin de notă olimpic, avem un semiparc al memoriei naționale la Mărășești, iar Vrancea a fost vizitată de multe personalități. Unul dintre momentele mult așteptate în municipiul Focșani a fost inaugurarea bazinului de înot didactic din zona de sud a orașului, o investiție de 7 milioane de euro, fonduri alocate de Guvernul României prin Compania Națională de Investiții. De la inaugurare nu au lipsit majoretele, angajați a instituțiilor publice, elevi, sportivi și oameni politici. Cel mai important oaspete a fost însă Liviu Dragnea, președintele PSD. Consiliul Județean Vrancea a beneficiat în acest an de importante fonduri din partea Guvernului pentru a sărbători ca la carte centenarul. Unul dintre aceste proiecte presupunea înființarea unui parc al memoriei naționale. Era vorba despre plantarea puieților de stejar la Mărășești, pe câteva hectare de teren, în cinstea memoriei eroilor căzuți în lupte. Banii s-au scurs de la guvern, însă mulți dintre puieții plantați în toamna anului trecut și în primăvara acestui an nu s-au prins. Ultima etapă de plantare ar fi trebuit să aibă loc în noiembrie, însă a fost amânată din cauza condițiilor meteo. Aici în iarba asta n-a ieșit nimic, dar are mai în fund, mai în culoare. Adic... cu curățat, cu coasa, au păsit iarba. De ce n-o fi ieșit? Ca de la iarba asta, cred. Păi dar n-au și stejar ăștia, au o regulă de plantă. Are nimic, dacă n-a plouat și uscat pământul ăsta, mă dar nu mi-a iarba și uscat, dar animalele. Etapa din toamnă a fost un raport de peste 80% în ceea ce înseamnă prinderea a vegetației. Da? Deci o calitate foarte bună, a ajutat foarte bine toamna trecută. Iar raportat la condițiile meteo, la factorii de mediu, tot ce a existat anul acesta, a rezultat o calamitate în etapa a doua. Anul 2018 s-a încheiat în Vrancea cu manifestările dedicate Zilei Naționale. Aici, în Piața Unirii, au fost prezenți importanți oameni de stat, iar onorul militar i-a fost dat premierului Viorica Dăncilă. Nu toți focșănenii au apreciat prezența acesteia și chiar au huiduit-o. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut un mesaj pentru români făcând apel la unitate. Premierul a vorbit și despre incidentele petrecute înainte de parada militară. Am rememorat faptele înaintașilor noștri, să păstrăm în sufletul nostru valorile pe care le avem, tradițiile și simbolurile naționale. Sper ca această zi de 1 decembrie, la 100 de ani de la Marea Unire, an centenar, Ziua Națională a României, să aducă mai multă unitate în rândul poporului român. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale anului în Vrancea. Știri de focșani.ro vă așteaptă pe site și în anul 2019.